Sejururile cumpărate în România anul trecut cu vouchere de vacanță au totalizat aproximativ 10 milioane de euro, o sumă de aproape 4 ori mai mare față de 2015 și de 6 ori mai mare față de 2014. Pentru acest an, Asociația Națională a Agențiilor de Turism estimează o creștere de 38 de ore a sumei dacă vor fi acordate voucherele de vacanță în valoare de 1450 de lei pentru fiecare bugetar. Anul trecut au fost acordate 1,1 milioane de vouchere de vacanță potrivit informațiilor primite de Anat de la Ministerul Finanțelor Publice de 3,5 ori mai multe față de 2015 și de 5,5 ori mai multe decât în urmă cu 2 ani, când au fost date angajațiilor 207.000 de vouchere de vacanță. Suma de 10 milioane de euro aferentă vacanțelor cumpărate cu vouchere de vacanță în 2016 a contribuit semnificativ la creșterea turismului intern, Anat anunțând la finalul sezonului estival un plus de vânzări de 15% prin agențiile de turism. Anul trecut au fost acordate vouchere de vacanță numai în sistemul privat, instituțiile publice având în continuare interdicție pentru acest stimulent salarial. Dacă de la 1 iulie fiecare bugetar va primi vouchere în valoare de 1450 de lei și le va folosi în acest an, valoarea aferentă anului trecut ar putea crește de 38 de ori. Pentru industria turismului vor fi mai mulți bani pentru investiții în creșterea calității serviciilor, a declarat Alin Burcea, președintele Anat. Cele mai multe vouchere au fost folosite anul trecut pentru cumpărarea de sejururi în stațiunile balneare de litoral și în Delta Dunării, care au avut vânzări mai mari cu 18%, 12%, respectiv 20%, Delta Dunării fiind revelația sezonului în preferințele turiștilor care au petrecut în medie 3 zile de vacanță.